Pentru ca dumneavoastră să puteți rememora cele întâmplate atunci, o să vă prezentăm un scurt fragment din prima ședință de Consiliu, în care au fost validați primii consilieri și primarul de atunci al localității, care a fost ales prin vot universal, direct, secret și liber exprimat. Gracias.
Invitația ziua de astăzi să fie un augur pentru destine orașului. Vreau să vă mulțumesc, bineînțeles, să punem tot în urmă și să facem noi. Să urim să ne urmează să ne facem cuvânt, ca vreau în limba noastră, să facem un oraș așa cum a fost dat de rigor. Așa să le-am. Amintiri plăcute și emoționante totodată.
Întâlnirea noastră de astăzi este un bun prilej pentru ca domnul profesor Stoica să ne prezinte cartea dumnealui intitulată Primăria orașului Târgovna, scurt istoric. Îl invit pe domnul profesor alături de noi. Locale. Și veți vedea
întreaga evoluție pe care a parcurs-o primăria până astăzi, în paralel și cu evoluția Consiliului Local. Nu putea să lipsească din lucrare și referire la Palatul Administrativ, care este simbolul instituției administrative locale și care este o piesă de arhitectură și istorică, deci de mult ar fi trebuit clasificat monument istoric. Intră în șirul lung de clădiri de mare valoare realizată de arhitectul Petre Antonescu și va trebui păstrată, conservată și să rămână un simbol al orașului nostru. Aveți anexele care reprezintă ceea ce a însemnat cu adevărat structura administrativă. O să întâlniți toți primarii orașului de la primele mențiuni, adică de la crearea Euforiei până astăzi. La fel veți urmări componența Consiliului Locale din 1992 până astăzi și de asemenea toți cei care au funcționat în această instituție administrativă, de la funcționari, bibliotecari, lucrători care țineau de anumite departamente, din 90 până astăzi, mai mult de 170, da? Cei care și-au legat activitatea de bunul mers al instituției primăriei. Și nu lipseau, ca să nu fie menționați, și cetățenii de onoare ai orașului, pentru că ei reprezintă elementul care dă prestanță, prestigiu oricărui oraș. Nu pot decât să felicit, preocuparea mea să fie un omagiu pentru toți cei care au reprezentat de-a lungul vremii instituția administrativă locală, de la vechii cămărașe omilor la primarul de astăzi, de la cei care reprezentau membrii Euforiei până la consilierii actuali și, bineînțeles, la toți cei care lucrează în acest aparat administrativ, fără de care un oraș n-ar putea progresa. Vă mulțumesc! Bună seara! Mă uitam împreună cu dumneavoastră la imaginile proiectate și aș fi spus că 25 de ani au trecut ca gândul. Suntem iată iarăși în aceeași sală împreună pentru a ne reaminti acea minunată zi de februarie, pe 29 februarie, o zi mai rară, nu? În calendar, o dată la 4 ani. Emoțiile pe care le aveam eu atunci ca om la vreo 40 și ceva de ani o stăpâneau, la fel ca și astăzi, și venind încoace, am răsfoit un pic ceva despre istoria Târgovna. Domnul profesor Stoica a fost, este și rămâne un cetățean de onoare după mine al acestei urme, pentru că de fiecare dată ne-a reamintit
lux de amănunte detalii din viața acestei comunități. Și ne folosesc de acest prilej pentru a-i mulțumi pentru că am avut plăcerea să lecturez o parte din cărțile domniei sale despre istoria acestor locuri și a orașului Târgu Ocna în mod deosebit. Aș remarca faptul că la cancelarea domnitorului Alexandru cel Bun în 1432 este semnalat într-un document pentru prima oară acest loc, această localitate sub denumirea de Ocna. Se făceau, așa cum era obiceiul, donații pentru comunitățile locale din partea cancelariilor domnești și această zonă s-a bucurat de multă atenție pentru că sarea a fost, este și rămâne întotdeauna ceea ce dă gust vieții. Fără sare, se pare că viața nu are niciun farmec. Însă m-a surprins faptul că pentru prima dată ideea de numirea de târg localității Ocna, un călător suedez, pe numele său Erasmus Schneider. El a rămas impresionat de frumusețile acestor locuri și propunând această schimbare de denumire, iată astăzi, de la 1714 încoace până astăzi, această localitate și-a păstrat denumirea Târgu Ocna. Aș remarca de asemenea că la 1900 acest târg, acest oraș, avea 7000 și 400 de locuitori. La sfârșitul secolului, în 2000, avea nici mai mult, nici mai puțin de 13500. Iar acum, după datele statistice din primul deceniu în secolul în care suntem, populația a scăzut. Este, poate, un moment în care judecăm ce se întâmplă. Vorbim despre migrații și emigrații, vorbim despre mulțumire și nemulțumire, ne gândim ce va fi mai departe. Sigur, trebuie să avem speranță, așa cum îi spuneam distinsului primar la care am participat, la evenimentul scăunării căruia am participat în urmă de 25 ani, domnul Petre Mircea Brumă, că întotdeauna speranța nu poate fi decât izvor de fericire. Și ori de câte ori ne îndoim, să ne amintim că îndoiala naște nefericire. Eu am urmărit cu bucurie întotdeauna, de-a lungul timpului, cum a evoluat comunitatea Târgu Ocna. Am cunoscut de la 1992 încoace o serie de oameni pe care îi stimez foarte mult. M-am bucurat să-l cunosc pe domnul inginer Mircea Petre Brumă, un exemplu de director care nu s-a pregătit în facultate să devină director. Dar a fost primul inginer electromecanic care a mers în mină și după 4 ani a fost recunoscut de toți cei din jurul său că merită să-i conducă. Și a făcut lucrul ăsta 30 de ani. E un lucru extraordinar. Câți oameni se mai pot lăuda din generațiile de astăzi că au putut să facă față vreme de fericire unor exigențe în munca lor și cred că domnul primar Mircea Petre Brumă
m-am bucurat că de la domnul Bucur până la domnul Șurghi, cu mici întrerupere, au fost foarte mulți oameni implicați în activitățile de conducere colegială de consiliul orașului Târgoviște și care au avut întotdeauna o prestație onorabilă pentru comunitatea Târgoviștei. Am întâlnit astăzi aici și consilieri și foști primari. Îi felicit pentru ceea ce au făcut, îndeplinind această responsabilitate cetățenească în autoritatea comunitară. Le urez tuturor ani lungi de viață, alături de toți cei dragi din această frumoasă comunitate ureșenească moldoveană și pe marginea al vremurilor noi, Petre Mircea Brumă, să trăiți, să fiți iubit de toată lumea, de Doamna și de toți cei care venim în Târgu Ocna și să ne amintim de modelul dumneavoastră. Îl felicit pe domnul primar actual, Ștefan Șibălchi, pentru acest curaj de a ne aduce din nou împreună, pentru această inițiativă. El e curajos de obicei. A avut o inițiativă formidabilă, pe la 25 de ani și 10 luni, să ne adune din nou. Le urez tuturor celor din sală să se bucure de această sărbătoare și să aveți încredere în cei care își asumă vremelnic, primii de 4 ani, să răspundă de soarta orașului, a comunității și să facă așa fel încât să-i depășească întotdeauna pe înaintaș. Sărbători fericite, la mulți ani! Este o persoană foarte importantă pentru administrația locală. Asigură continuitatea și permanența acestei administrații. Pentru că vizează de legalitate toate documentele emise de Consiliul Local și de primarul orașului Târgoviște, vreau să mulțumesc în numele colegilor mei pentru munca depusă, doamnei Roșeț Mihaela Luminița, care timp de, cred că mai mult de 20 de ani și-a desfășurat activitatea în instituția noastră și doresc să-i mulțumesc și personal, pentru că dânsa face parte din pregătirea și dezvoltarea mea profesională. Sunt foarte emoționată pentru că eu am lucrat cu doamna și mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi-l-a acordat. Îl invit pe domnul primar să-i ofere și doamnei o diplomă aniversară. Invit pe cei care sunt astăzi alături de noi să se
1992-1996, primar domnul Grumă Mircea Petre, viceprimar și Loghi Ștefan. Domnul primar va oferi și consilier, Andronache Constantin, Anuței Neculai, Popoșa Maria, Bordeanu Neculai, Ulimar Georgică, Dascălu Gheorghe, David Maricel, Dâmbulea Emil Aulen, Isaic Gheorghe, Margasoi Gheorghe, Mișcoci Mariana, Nikita Populeț Mihai, Nica Alexandru, Petrescu Cornel, Rusu Toader, Ștefan Mihai Mircea, Tudoreanu Ioan, Zaharia Constantin, Zaharia Cristina. Seara și îmi pare bine că ne întâlnim din nou în formațiunea asta, chiar dacă au trecut de atunci 20 de ani. Asta înseamnă mult. Înseamnă pentru noi cei mai în vârstă că ne amintim de tinerețe și poate chiar ne simțim mai tineri, dar înseamnă mult și pentru cei tineri care văd cine a lucrat, cine s-a ocupat în timp de acest oraș. Ați auzit din cele prezentate de domnul profesor în monografie legătura care a fost permanentă și ca denumire, dar nu numai, între Ocne, respectiv între Sărină și Oraș. Alegerile din 1992 au confirmat din nou, pentru că eu care am lucrat în Sărină atâția ani de zile, sunt ales după aceea de dumneavoastră primarul orașului. Îmi pasă frumos. Asta a fost, să zic așa, o subliniere și mai puternică a legăturii care a existat între Sărină și oraș. Susțin lucrul ăsta și nu vă supărați, dar sigur că o parte din viața mea și toată tinerețea petrecută. Sunt bucuros că astăzi această unitate este condusă de specialiști din altă clasă. Sunt bucuros că personalul din această unitate o susține și face ca să se dezvolte în continuare. Vin la legere. Ați hotărât cetățenii orașului, au hotărât că eu sunt pe alesul. Sigur că a venit și ziua în care a trebuit să înceapă treaba. Mi-a fost destul de greu, aparte de început, pentru că trebuia să știu cu cine încep treaba. Cine va fi personalul care va fi alături și cu care va trebui să duce la îndeplinire cei cetățenii își doreau pe lume sau să așteptau pe lume. Vă dați seama că după toate evenimentele dinainte, toată lumea aștepta mult. Și nu vă supărați pe mine, dar vreau să vă amintesc pe cine am lucrat. Am avut noroc, ca zice, ca să lucrez cu domnul Șivățin, viceprimar, care, zice să nu o spun, de multe ori a trecut în linia întâi
la niște treburi care erau dificile, mai ales că uneori mai apărau și topoare prin viață, bineînțeles, să ne sperie puțin. M-am speriat. Am vrea cu doamna Roșescu, doamna secretară Consiliului, o femeie minunată, bine pregătită, cu care m-am înțeles cu toate problemele care au existat la acea perioadă. Era foarte greu, pentru că se trecea de la o perioadă super legiferată, la o perioadă, sau eram într-o perioadă în care legislația era la interpretare. Și totuși s-a găsit modalitatea de a lucra, de a găsi soluții ca lucrurile să meargă înainte. Sigur, au fost probleme noi. A trebuit să ne ocupăm de problemele de personal, să vedem cu cine lucrăm, să stabilim cu precizie răspunderile fiecăruia. Și lucrurile au mers bine, pentru că tot atunci, de exemplu, la biroul de sistematizare, doamna Sfârlea, permanent veselă, permanent cu soluții, dar s-a luat foarte serios pentru ca orașul să aibă un plan de dezvoltare pe o perioadă mai lungă, să se poată ordona ce e voie și ce este bine și ce nu este bine să facă în oraș. La doamna Pui, la contabilitate. Aici a fost un pic mai greu. De ce? Erau tipicurile clasice de lucru în administrație, dar acum se cereau probleme aspecte noi. Poate că și eu vedeam cu alte lucruri noi în activitatea pe care am desfășurat. Și a zis, nu, hai să ne organizăm. Întâi s-a asigurat funcționarea primăriei. Merge primăria, atunci avem rezultate și la oraș. Să aibă salarii, să aibă căldură, să aibă consumabile, să aibă tot ce trebuie. Și după aceea, după mai departe de ceea ce vă spuneam, și ce are de făcut fiecare, de ce ați făcut fiecare. A fost un pas. O, nu mai spun, a venit timpul când trebuia să fie mânate întocmite documentația, în primul rând, pentru titluri de proprietate. A intrat compartimentul agricol în viteză. A avut un pion puternic și l-a propus și la figura lui domnul inginer Văsoiu. A avut și el colaboratori alături de doamna Veta Marcica. A avut și un ofițer din cadrul Ministerului de Apărare Naționale. La sfârșitul mandatului, circa 90% din titluri erau date. Iată oameni cu care s-au lucrat. La fel a fost și problemele administrației, domnul Martin, sau din coace, problemele eu știu, căsătorii, altele, de lucra doamna Fragă. Poate dacă aș aminti și de pompieri, așa am înțelege că personalul din primul aceea, format din 41 de persoane, a reușit să facă față lucrurilor și perioade destul de dificile, chiar dacă vrem, sau atunci când vrem să ne amintim de ceea ce a fost. Sunt niște probleme. Orașul nu avea piață. Era o dărâmătură. Ce mai e vârstă și amintesc. În fine, ocupase la tot câțiva diverse locuri acolo, se cădeau mari, de asta aminteam în topor, că trebuie să meargă să liniștească treburile. Așa, s-a găsit soluția, am avut sprijinul în local, ca să trecem la construcția unei piscine. E, aici a fost problemă. De ce? Legislația din 1951, care trebuia să răspundă, prevedea pentru asemenea investiții să folosească banii câștigați în viață. Deci din taxă. Am făcut o socoteală, trebuiau peste 80 de ani,
să se strângă banii să poată să facă ce viață. Era prea mult. Era prea mult. Și atunci, încă o dată, în sprijinul Consiliului Local, s-a hotărât ca din venituri generale ale primăriei, nu din subvenții, nu din alte surse, să se completeze suma să facă viață. S-a făcut. Așa cum este, care la vremea aceea, acum 20 ceva de ani, era modernă și chiar, eu știu, concuram în alte dimensiuni cu piața din Balcan. Am avut probleme. A venit în control și a spus că nu am respectat legea. Care lege? Cea din 51. Am explicat că nu-i posibil. Nu contează. A urmat subiecată, a urmat nu știu ce, dar întotdeauna exista și oameni care au știut să judece și am zis problemă. Dar am trecut și prin asta. Sigur că problema a fost bună. A fost și unele, nu știu, cu caracter critic, dar mă spăderesc. Toate încet, încet s-au făcut. A venit și vremea să ne gândim la și anume, încotro merge orașul. Până atunci, până în 92, orașul mergea pe calea pe care a mers atâția ani, cu ritmurile lui, dar a mers tot timpul. Acum trebuia noi să venim noile condiții cu soluțiile de oraș. Ne-am gândit noi, încotro să mergem, hai să venim. Avem de toate în oraș ca să putem să îl transformăm într-un oraș turistic și balneaj. Nu ne lipsea decât un singur lucru, viitorul. Dar și ăsta putea fi suplinit de ceea ce fie ușorul nostru, pe vremea aceea se vorbea și de niște baraje de protoși, se mai vorbea despre o centură, o șosea de centură care să ocolească orașul, pentru care cred că va la mici acum, și tare și bucuros să aud, dacă nu, pe căile care vor fi de vremea respectivă, că a avut loc o adunare care a sărbătorit 25 de ani de la punerea în exploatare a șoselei de centură de orașul. A fi grozav. Deci asta a fost starea pe care am gândit că este bine să meargă orașul Bocna și sunt foarte bucuros. Iată cum vin mereu situațiile astea care mă urmă. Problema a fost privată foarte serios de către primar de la asta, pe către domnul Șiroz. Și stațiunea că Bocna există, există și oficial, și ba, mai mult este de interes național și normal. Ceea ce înseamnă foarte mult. Au început să construiască, știm ce e. Ba, știm ce s-a făcut în oraș, cine vrea să știe. Deci, cine vrea. Bine, asta e. Dar aceste lucruri se fac, se construiesc și de fapt, viața mai fericită, viața mai apropiată de dorințele fiecăruia și locul în care tinerii să învețe ceea ce trebuie să facă și să-și iubească în rândul orașului. Am vorbit de lucruri frumoase. De toate au mers cam pe dată, sigur că nu. Au fost și lucruri grele. Dar parcă n-aș vrea să vorbesc despre ele. Pentru că tu ne mai ajută la mine, toate. Sigur, mi-am amintesc de două din cele mai rele. Am primit la audiență într-o zi, un om, care a început să mănânce fără vorbirea asta. Ce să fac? L-am lăsat omul. Probabil că printre flori a fost și ceva care a prins mine, ca pe capul ăsta. Un exemplu. Exemple sunt multe. Și asta
ne știe și soția mea, care îi mulțumesc, soția mea, Margareta, pentru câți musafiri nepoftiți a avut ocazia să primească, că a vrut, că n-a vrut, bani să-i mai și ascunde. Asta mi-a fost viața. Nu vreau să trec cu vederea sprijinul care l-am primit și vreau să subliniez sprijinul primit de partea locuitorilor orașului, prin încurajări, prin participare la treburile care au fost necesare. Asta a însemnat foarte bine. A însemnat cu mult și sprijinul primit din partea orașului. Iată și din partea domnului prefect Bontaș, după toate discuțiile cu piața aerea din Maia, a fost o zi în care domnul prefect Bontaș a venit și a fost în lucrarea și ne-a înfățișat și asta a însemnat, asta ne-a făcut să uităm toate supărările. Iată că și alții ne respectă munca. Ar fi multe de spus, dar încheie aici cu urarea de multă sănătate, sărbători fericite, Crăciun fericit, la mulți ani și să ne bucurăm în continuare de tot ceea ce este în jurul nostru. Continui cu mandatul 1996-2000. Primar, domnul David Maricel, viceprimar, domnul Ștefan Șilor. Consilier, Andronache Constantin, Boieru Dumitru, Bordeanu Neculai, Bordeanu Costică, Rumă Mircea Petre, Crăciun Mircea Sorin, Cristea Vasile, Dângulea Emil Aurel, Dumitrașcu Eugenia, Matenciuc Maria, Vasilu Valentin, Petrescu Corneliu, Petroviș Florin, Popescu Alexandru Mircea, Popoiu Iulian, Stoian Gheorghe, Văsoiu Corneliu, Zaharia Dumitru. Pe loc pe domnul primar David Marcel, îmi spun câteva cuvinte. Bună seara! Când am fost invitat la această manifestare, organizatorii mi-au spus că trebuie să spun și eu câteva cuvinte. Cei care mă cunosc știu că nu mă simt foarte confortabil când vorbesc în public. Dar mă conformez. Părerea mea e că nu ne-am strâns aici într-o adunare electorală sau politică. Nu ne-am strâns aici să vorbim neapărat despre noi. Eu cred că ne-am strâns aici să vorbim despre primele alegeri libere și despre parcursul pe care administrația publică locală, dar și dumneavoastră cetățenii, l-ați avut în acești 25 de ani. Eu, cel puțin, sunt implicat în acești 25 de ani, fie și numai pentru faptul că, în primul Consiliu, din 92, eram cel mai tânăr consilier. Făcând un arc peste timp, în 2016, iată că mă număram printre veterani, printre cei mai bătrâni consilieri. Îmi amintesc cu nostalgie de perioada în care eu am fost primar și țin să mulțumesc pe această cale consilierul cu care am lucrat, printre care văd că n-au mai rămas decât doi. Îi mulțumesc domnului atunci viceprimar, acum primar, domnului Șilochi. Și cred că am încercat să ne facem datoria așa cum am putut noi mai bine și mai corect și mai cinstit. În vremurile acelea, așa cum spunea domnul Grumă, în vremurile acelea pe care tineretul de astăzi nu ne mai prea știi.
Mă bucur că am ocazia să... De fapt, eu am mai avut aceste ocazii să mulțumesc celor care au lucrat în primărie de-a lungul acestor vremuri. Nu-i nominalizez, dar ei știu că mă gândesc la ei și la cei care au fost și la cei care lucrează, care lucrăm acum. Dar aș vrea să mulțumesc îndeosebi cetățenilor acestui oraș care în anumite momente ne-au ales să-i reprezentăm în Consiliul Local. E sigur că am încercat să facem tot ce a fost mai bine și în măsura puterilor noastre. Și asigur că le suntem recunoscători pentru onoarea pe care ne-au oferit-o de a-i reprezenta în anumite perioade ale istoriei acestui oraș. Și ca să nu mai lungesc, aș vrea să spun un cuvânt de recunoștință și față de Bunul Dumnezeu, care în acești 25 de ani, de fapt 28 de ani de la Revoluție, ne-a ferit de războaie, de cataclisme, pentru că dacă e pace și sănătate, toate lucrurile se rezolvă. Mulțumesc! Continui cu mandatul 2000-2004. Primar Șiluchi Ștefan, viceprimar Vâlcu Elisabeta, consilier Biri Daniela Teodora, Bogdan Ioan, Chifuș Maria, Chiriat Ioan, Danilă Emanuel, Toltu Cezar, Ivanov Floarea, Lupu Ben, Mihoci Gheorghe, Mihai Costică, Marinescu Constantin, Favalachi Constantin, Petrescu Cornei, Petrovici Florin, Popoiu Iulian, Radu Dumitru, Stoicescu Florin, Tudoreanu Ioan, Zaharia Dumitru. Pe cei care sunt prezenți în sală, îi invităm alături de voi. Suntem 2017, de 2008,
Am parcurs și eu pe această direcție a administrației locale, în calitate de viceprimar, în mandat de 4 ani. E adevărat, s-au făcut multe, dar se puteau face și mai multe. Suntem într-un moment în care ne place mai mult să vorbim despre lucrurile pozitive, iar cele care au fost impedimente, să încercăm să le luăm în considerare pentru perioada următoare, perioada face ca fiecare dintre noi să fim mulțumiți de ceea ce ne-am propus și mai ales să realizăm obiectivele care le avem în față. Pentru că vin sărbătorile și eu vă adresez în suflet cele mai sincere urări de sănătate, mulți ani fericiți și tot ceea ce vă doriți alături de cei dragi. Mulțumesc! Mandat 2012-2016. Primar Șilochi Ștefan. Viceprimar David Maricel. Consilier Adam Benone Valeriu, Aghina Luminița, Antonie Cristian, Barna Liliana, Biri Daniela Teodora, Bucura Aurel, Ciobotaru Cristian, Danila Florin, Drăgănuță Neculai, Prozavu Ioan, Ilie Ionel, Isai Crăducu George, Ivanov Floara, Nuțu Costache, Panțăr Cristinel, Păscălin Valentin, Rusu Mihai, Tudoreanu Maria, Scăvârtici Elena Daniela. Îmi pare rău că nu a venit, n-a putut veni, are probleme deosebite.
2012-2016 sunt din nou primar, cu domnul Drăgănuță, viceprimar. Încerc să am o colaborare bună cu Consiliul Local, Consiliul Județean, Prefectură, cu toate instituțiile din oraș. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră cetățenilor din orașul Târgovna, care ne-ați dat votul de atâtea ori, să avut încredere în mine și să vă garantez că împreună cu Consiliul Local vom face tot ce stă în puterea noastră pentru binele și bunăstarea orașului, cetățenilor orașului Târgovna. Cu ocazia sărbătorilor vă doresc multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, la mulți și fericiți ani și vă rog să rămâneți la spectacolul care are loc aici și după spectacol o cupă de șampanie pe holul Casei de Cultură. Mulțumesc foarte mult! Alături de noi sunt prezenți în sală și funcționari care și-au desfășurat activitatea în instituția noastră, care și-au adus contribuția prin munca depusă la bunăstarea orașului nostru, la dezvoltarea lui. Domnul primar dorește să le ofere și dânșilor o diplomă din sală. Invit alături de mine pe doamna Urla Buzoie Carmen, domnul Login Liviu, domnul Login, doamna Radu Maria, doamna Radu, vă rog să poftiți alături de noi.
cunoscută sărbătoarea noastră, tradiții și obiceiul de iarnă. Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranță. Spiritul Crăciunului prin pace, emoția Crăciunului prin dragoste. Cu aceste colindie ne-au adus speranța, dragostea și pacea grupul folcloric Mândre Trotușeni, conducător Gabriela Comăneci. Thank you.
Thank you.
sănătos, aduce mulțumiri primăriei orașului Târgu-Ocmea, Consiliul Local, pentru susținerea acestor populații. Mulțumim mult! 9 ani se aștepte înaintea noastră ca un volum scris cu 365 de pagini oameni. Vă urăm să le scriți cu bune, împlinire și fericire pentru ca la sfârșitul volumului să-l citiți cu bucurie. Dar până atunci să ascultăm un colaj de melodii la instrumente tradiționale. Vitalie Curtan. Thank you.
momentul să uităm de griji, de supărări, să iertăm, să iubim și să nu. Și niciodată să nu ne gândim că suntem singuri. Deoarece invit alături de Tăratul Casei de Cultură pe Gabriela Comănici, cu piesele de o viață bună.
face iaga. Aia cu șase și-a compas nehana, bărânță și mărtuga, așa e din patul lăsatură. Păi și mama mă juca, cât de rade sa mame, cât de rade sa mame, mă iaga. Aia cu șase, așa de juca și eu, că-i joc și pe placul meu, că-i joc și pe placul meu, mă. Thank you.
cu patru foie din Moldova de la noi. Rozumbelele trebuie frate, frate, mai frate! Urăturile frumoase de la voastră, voastră masă, de la dați, de la romani, păstrate de mii de ani, noi șapte mari păstrăm și am venit să vă rugăm. Și că pe cât trăiau pătrânii și făceau pâinea minune, eu eram mai mititel, vă purta tata cu el. Era cald și iarbă mare, vinea mama cu mâncare. Eu duceam voi la ciuc, tata vădea pe cu foc. Că așa era pe atunci, cu perii și cu butuci. Sfântă-i groaza plugului, noi trăim pe urmă lui. Și am venit din trivăia mai rog, trivăi plăcare. Am nou bucurii, pentru mulți ani să vă fi. Dumnezeu să vă ajute și la țară, și la munte, la oraș și tot românul, bucuros să-și veni. Și la anul când venim, sănătos să vă găsim. Dragii frate, mai plăcăi și sunat din zugări!
Și vă rog frumos, invităm și colectivul de danse populare, Târgu Ocu. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut în această seară. A fost un moment aniversar pentru noi, dar spectacolul dumneavoastră a fost extraordinar și a completat evenimentul aniversar, 25 de ani de la primele alegeri libere. Doresc să mulțumesc în mod special colectivului Casei de Cultură, deși și o activitate de nu mult timp. Rezultatele se văd. Doresc să mulțumesc instructorilor care au reușit copiii din Târgu Ocna, cu copiii din Târgu Ocna, să facă această frumoasă echipă de dansuri populare moldovenești. Mulțumesc și profesioniștilor și trebuie să vă spun și vă invit peste un an să vedeți că acești copii vor face ce faceți dumneavoastră. Mult succes tuturor! Mulțumesc dumneavoastră celor care ați participat la acest eveniment cu ocazia sărbătorilor din toată inima. Sărbători fericite și la mulți și fericiți ani. Vă mulțumesc! Yeah.
frumos, sărbători fericite, domnul din partea primăriei, flori, orice. Gradu.